Prezentarea unei din cărțile mele la această întâlnire este vorba de Scena Anonimilor, reeditată și revizuită în 2012, deși proaspăt ieșită de la tipografie. Poate că vă voi vorbi mai puțin despre carte, vă voi vorbi mai mult poate despre felul cum m-am apucat de scris. A fost, să spunem, o pasiune a mea din tinerețe, dar având în vedere că în perioada comunistă literatura era destul de periculos de mânuit, având în vedere că trebuia să scrii numai ce trebuie și nu cei ce vrei, sigur că am optat pentru matematică și am făcut facultatea de matematică, mă rog, și am parcurs o carieră didactică până la profesor universitar la facultatea de matematică din la Universitatea